Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Preacuvioase Părinte stare, preacuvioși părinți și frați și iubiți credincioși. Totdeauna, în fiecare an, în această dată de 14 septembrie, Biserica sărbătorește praznicul Înălțării Sfintei Cruci, care este un praznic mai aparte, pentru că îl sărbătorim cu post, nu ca la celelalte praznice, în care ne bucurăm prin mâncarea care ne aduce bucurie și mâncarea. Totuși această sărbătoare ne îndeamnă la post. Și putem să vedem că la Sfânta Evanghelie s-a citit pericopa evanghelică de la Ioan, care ne prezintă judecata și răstignirea Mântuitorului. Chiar dacă acest praznic s-a ținut de când a fost descoperită Sfânta Cruce, de Sfânta Elena, mama Sfântului Constantin cel Mare, totuși, Hristos, Cel ce s-a răstignit pe Sfânta Cruce, caută să ne mângâie și să ne bucure inimile noastre. Totdeauna omul când se gândește la cruce, se gândește la suferință. Și așa este. În vechime era o tortură folosită pentru a bajocori pe cei care făceau fără de legi. De aceea și la Filipeni, Sfântul Apostol Pavel le spune că Dumnezeu a răbdat moarte pe moarte și încă moarte pe cruce, adică bajocura supremă. După cum am auzit în această Sfântă Evanghelie, judecata de care a avut parte Hristos Mântuitorul nostru, o judecată specială, după cum putem să vedem și reacția lui Pilat, că parcă căuta să-i găsească o vină și nu-i găsea. Și iudeii veneau pe altă parte și căutau să-l influențeze în a judeca greșit. Și el tot căuta să-l elibereze. Căuta să dea drum. Mai ales că și soția lui a trimis cuvânt să nu-i facă niciun rău lui Iisus. Și totuși, iată că răstignirea s-a întâmplat. De ce? Pentru că cele ce erau scrise trebuiau să se întâmple. În Vechiul Testament găsim preînchipuirea Sfintei Cruci. Moise, când izraeliții se băteau cu amaleciții, Moise ținea mâinile
în chipul Sfintei Cruci. Și atunci când ținea mâinile în acest fel, izraeliții biruiau. Și când le lăsa jos pentru că obosea, cei ai Amalec aceia biruiau. Patriarhul Iacov i-a binecuvântat pe nepoții săi în semnul Sfintei Cruci. Când poporul Israel a ajuns la apa merei, care era amară, Dumnezeu îi spune lui Moise să arunce un lemn în apă. Și apa s-a îndulcit. Ce arată acest lucru? Că în marea acestei vieți, care este amară, Sfânta Cruce vine ca o îndulcire. Și cum poate să facă lucrul acesta? Pentru că e greu să înțelegem. Sfânta Cruce o asociem cu suferința și totodată ea este și mângâiere. Da. Pentru că dacă ne aducem aminte la slujba învierii, cum cântăm acolo? Că bucurie a venit prin Sfânta Cruce. A venit la toată lumea bucurie. Hristos nu a rămas numai la bajocură, suferință și moarte. Și toate acestea au fost amplificate prin învierea Sa. Nu au fost anulate. Au fost amplificate. De ce vă spun lucrul acesta? Pentru că totdeauna omul când se smerește și când se umilește și se pleacă, el chiar dacă ajunge ultimul om de pe pământ, dar înaintea lui Dumnezeu este de mare preț. De aceea și Mântuitorul spune, că cel ce se înalță pe sine se va smeri și cel ce se smerește pe sine se va înălța. Iubiți credincioși, vedem două laturi ale Sfintei Cruci. Latura materialnică, adică crucea pe care a fost răstignit Mântuitorul, adică lemnul propriu zis, așa cum ne spune și Sfânta Evanghelie, că la Sfânta Cruce stăteau Sfântul Ioan Evanghelistul și mama sa și celelalte femei mironosițe. Și o latură duhovnicească, adică prin cruce am fost mântuiți. Hristos a plătit preț de răscumpărare mare pentru noi. Prin răstignirea Sa. Așa cum și noi avem Sfânta Cruce împodobită, totuși nu ne închinăm la materia din care este făcută, lemn, metal sau altele, și ne gândim că la acea cruce căreia ne închinăm,
Aceea este crucea lui Hristos. Pentru că doar crucea lui Hristos, din cele trei cruci găsite, doar crucea lui Hristos a înviat pe cel mort. Celelalte două cruci nu au fost în stare. Deci celelalte două cruci erau doar lemne simple. Ori vedeți ce face jertfa lui Hristos? Face dintr-un lemn simplu o putere nemai întâlnită, care lucrează peste viacuri. Pentru că cel care folosește Sfânta Cruce, nu numai că are putere să biruiască tot ce este rău și tot ce vine împotriva lui, pentru a-l sminti, pentru a-l deregla, pentru a-l muta de pe drumul cel bun. Totuși, Sfânta Cruce trebuie purtată. Așa cum zice Mântuitorul la Sfântul Evanghelist Marcu, în capitolul 8, cel ce voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa și să-mi urmeze mie. Prima dată Hristos pe sine s-a făcut exemplu. El ne-a deschis calea. El ne-a arătat drumul. N-avem cum să rătăcim. Nu se poate. E o cărare bătătorită de atâta timp. Cărare pe care a umblat prima dată Mântuitorul Hristos și după aceea i-a urmat-o Sfinții. Ori nu putem să zicem că nu vedem drumul. Nu se poate. Nu e plăcut. Că e cu multe suferințe și greutăți. Așa cum și pentru Mântuitorul a fost. Dar noi zicem așa. Că pentru păcatele noastre trebuie să răbdăm necazurile și greutățile acestei lumi. Că suntem bolnavi. Că păcatul face bolnav pe om. Dar Mântuitorul, că a fost sănătos, vedeți, iubiți credincioși, totdeauna când ne gândim că de ce se poartă urât cu mine, că eu m-am purtat frumos cu el, nu trebuie să existe un motiv. Niciodată. Tu te porți frumos datorită credinței tale. Nu pentru el. Tu te porți frumos datorită conștiinței tale. Că tu, dacă te porți urât, ai treabă cu conștiința ta și ea o să te necăjească tot timpul. Deci nu trebuie să existe niciun motiv niciodată. Nici la orice acțiune bună care o facem noi să ni se răspundă cu bine. Păi Mântuitorul nu trebuia să rate așa ceva. La cât bine le-a făcut și la cât bine ne face și nouă. Și totuși, uitați, ce cale a ales? O cale grea de înțeles pentru noi, să știți. Și de ce vă spun lucrul acesta? Pentru că
Transformarea noastră nu se face dintr-o dată. Dacă noi am pricepe adâncurile credinței noastre, vă spun, ne-am schimbat total, complet, dintr-o dată. Nu cum fac unii că să lase treptat anumite patimi sau obiceiuri sau vicii. Nu. Când omul se hotărăște, nimic nu-l mai clintește. De aceea, iubiți credincioși, să avem ca și putere și tărie Sfânta Cruce. Că ea are putere doar pentru cel care crede. Doar acela se folosește de puterea ei. Așa cum s-a citit și la Apostolul de astăzi, cuvântul crucii este nebunie pentru cei ce pierd, iar pentru noi care credem, este puterea lui Dumnezeu. De aceea, așa cum ne spunea Părintele Stare Sghelasie și ne învăța cum să facem Sfânta Cruce, așa se cuvine să ne amintim tot timpul de puterea ei, să o facem dreaptă, așa cum suntem noi de drepți și așa cum ne-ar obliga Sfânta Cruce să fim de drepți, dacă nu suntem. Să rugăm pe Cel care s-a suit de bună voie pe ea. Să ne dea puterea ei, să fie cu noi tot timpul. Să ne păzească de primejdii. Să ne întărească în greutăți. Ca să putem să-i urmăm Mântuitorului nostru, Cel suit pe ea. Amin. Super.